Vedeți prima stație care astăzi s-a demolat. La nici 30 de metri lipită de primărie și un alt bloc și lângă autogara Filaret. Când am câștigat mandatul, la nici un an de zile, am demarat acțiunea de control pe toate stațiile GPL din sectorul 5. Astăzi vorbim de 22 de stații pe raza sectorului 5. În 2021, când am demarat controlul, doar 4, și astăzi sunt la fel, doar 4, dețin acte privind funcționalitatea legală a acestor. 8 în instanță, iar diferența până la 22 sunt somate pentru dezafectare. Cu toate astea, respectivele funcționează fără autorizație de construcție, că nu autoritatea locală legiferează sau dau autorizații de funcționare asupra acestor obiective. E o lege specială în care sunt autorizați de autoritățile competente. Acolo unde se intersectează cu autoritatea locală, numai la emiterea autorizației de construire, care este esențială. Oricine, că faci un butic, că faci orice îi face pe proprietate sau pe domeniul public, prima dată la cel care te duci să-și cere avizele de funcționare, că faci restaurant, este primăria să-ți dea autorizația de construire pentru ceea ce faci. Pentru că sunt niște norme clare, la câți metri să nu fie zona, nu poți să pui oriunde și pun stația și gata, sub bloc sau lângă bloc sau la 20 de metri de o școală sau spațiu public cu un trafic intens, să pui o stație GPL chiar dacă ești proprietar pe teren. Nu contest faptul că ești proprietar, nu contest faptul că respectivul solicită domeniul public, orică-i domeniul public, orică-i ai act de proprietate asupra terenului, primul lucru care te prezinți la autoritățile care trebuie să-ți dea aceste avize, își cere actul de proprietate, acordul de domeniu public, dacă e cazul de domeniu public, și autorizația de construire. Eu nu pot să intru pe proprietate decât cu un executor, un judecător sau în baza unei hotărâri de instanță. Iar se tergănează ani și ani și ani, ceea ce vedeți de aproape 2 ani de zile, ne chinuim să luăm pe 7 stații GPL această dezafectare, care instanța să-mi dea dezafectare. Dar eu știu cum se pronunță instanța, poate să le dea dreptate sau nu poate. Important e că trece timpul și ei funcționează în ilegalitate. E greu cu asta, cu dezafectarea, că ei sunt pe proprietate. Cea de astăzi, omul, și pentru asta îi mulțumesc, am avut o înțelegere amiabilă, a înțeles și a demolat-o în regim propriu.